Ei bine, și cum v-am promis, continuăm emisiunea de astăzi și vom vorbi despre România. Cei de la Capital.ro ne spun că România a ajuns o forță în Europa. Haideți să vedem de ce mai multe țări sunt la mâna noastră, la mâna românilor, și că avem o reușită istorică. Dar știți bine, la fel ca în fiecare emisiune, ce vă cer eu este să distribuiți pe Facebook dacă vă plac materialele mele și să lăsați comentarii despre subiectul acesta. România a ajuns în sfârșit o forță în Europa. Țara noastră a dat lovitura pe întreg continentul și vorbim despre o reușită istorică pentru România, în contextul în care ne aflăm într-o criză fără precedent. Mai exact, se pare că unul dintre cele mai utilizate antibiotice în pandemie din partea Antibioticei Iași a câștigat licitația organizată de Comisia Europeană. Acest lucru se întâmplă în contextul în care lupta împotriva virusului SARS-CoV-2 a determinat Europa să ia măsuri de siguranță în ceea ce privește stocurile de antibiotice beta-lactamice administrate de medici din întreaga lume pentru tratamentul infecțiilor asociate cu COVID-19. Astfel că Comisia Europeană a finalizat recent licitația prin care asigură țărilor membre stocuri necesare pentru cel de-al doilea val al pandemiei cu antibiotice beta-lactamice, amoxicilină cu acid clavulanic și piperaciclină cu tazobactam. Aceste antibiotice, și anume firma Antibioticei Iași, a câștigat această licitație pentru produsul Amoxi Plus, adică amoxicilină cu acid clavulanic, pulbere sterilă injectabilă, și se va livra la solicitarea țărilor europene, și anume 2.750.000 de flacoane, într-un interval de 12 luni, se mai arată într-un comunicat al companiei. Cred că fiecare dintre noi trebuie să facă ceea ce știe mai bine. Antibiotice pune la dispoziția Europei un produs strategic de maximă importanță pentru tratamentul infecțiilor asociate cu COVID-19. Am adjudecat licitația cu un preț de bun simț, de 1,19 euro pe flacon, oferind țărilor europene accesul la acest produs. Amoxicilina cu clavulanat este unul dintre cele mai valoroase medicamente pentru combaterea infecțiilor bacteriene și nu numai. Noi, la Antibiotice, avem experiență și know-how de 65 de ani în producerea pulberilor sterile injectabile. Însă, dincolo de asigurarea necesarului cu Amoxi Plus a piețelor europene, livrările se vor efectua având în vedere în primul rând acoperirea nevoii de medicamente anti-infecțioase pentru pacienții din România. Ne respectăm contractele, asigurând continuitatea livrărilor către partenerii noștri naționali, a mai declarat Ioan Nani, director general Antibioticei Iași. Care sunt produsele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății? Amoxicilina cu acid clavulanic alături de piperaciclină cu tazobactam reprezintă principalele produse recomandate de Organizația Mondială a Sănătății în tratamentul antiinfecțios. Câștigarea licitației a presupus obținerea unui punctaj maxim prin îndeplinirea cumulativă a 4 condiții esențiale: calitate, termen de valabilitate, preț, rapiditate și promptitudine în livrare. Firma Antibiotice este singura companie farmaceutică din România care deține un flux de producție pentru pulberi sterile injectabile, primul produs fiind fabricat în 1955. Standardele de calitate implementate pe acest flux de producție au fost recunoscute și avizate de FDA, Statele Unite ale Americii, Food and Drug Administration. Produs de peste 30 de ani, acest antibiotic de generație superioară este vândut de Antibioticei Iași în spitalele din România, Marea Britanie, Vietnam, Ungaria, Lituania, Irak, Yemen, menționează compania în comunicat. Și dacă tot am adus în discuție piața antibioticelor, haideți să vorbim și despre faptul că această piață a explodat.
Ce venituri s-au înregistrat în ultimul an, dar și ce venituri o să încaseze România pe tema aceasta? Se pare că cei mai mulți români preferă să meargă direct în farmacii atunci când au orice fel de problemă. Potrivit unui raport care cuprinde rezultatele economico-financiare preliminare aferente anului 2019 pentru compania Antibiotice SA, aceasta a obținut venituri din vânzări mai mari cu 7% în anul 2019. Potrivit datelor, Antibiotice a obținut în anul 2019 venituri din vânzări în valoare de 389,71 milioane de lei, cu 7% mai mari în comparație cu valoarea înregistrată în anul 2018. În ceea ce privește profitul înainte de impozitare, acesta a înregistrat o valoare de 35,2 milioane de lei, situându-se la nivelul celui mai aferent al anului 2018. Acest rezultat exprimă efortul susținut de gestionare a cheltuielilor, în condițiile în care valoarea taxei clawback a crescut cu 15% față de anul anterior, ajungând la valoarea de 42,2 milioane de lei. Pe de altă parte, profitul brut și taxa clawback aferente anului 2019 au fost în valoare de 77,39 de milioane de lei, cu 8% mai mare decât în 2018, ceea ce demonstrează îmbunătățirea activității de management al proceselor. Profitul din exploatare a crescut și el, ajungând la 41,56 de milioane de lei, cu 6% mai mare în comparație cu valoarea înregistrată în anul 2018, ca urmare a bunei gestionări a costurilor de producție. Cel mai mare ritm de creștere al vânzărilor la export din ultimii 5 ani este în anul 2019, exporturile fiind reprezentate cu 40% din cifra de afaceri a companiei și ajungând la 152,1 milioane de lei, cu 25% superior nivelului înregistrat în 2018. Această creștere reprezintă cel mai mare ritm din ultimii 5 ani. Pe piața internă, Antibiotice a înregistrat un nivel al vânzărilor comparabil cu vânzările înregistrate în anul 2018, atât în farmacii cât și spitale, în valoare de 335,9 milioane de lei. Strategia de dezvoltare a firmei privind portofoliul de produs este orientată preponderent către clase terapeutice cu notorietate și calitate recunoscută de peste 64 de ani, dar și către produse destinate menținerii stării de bine și de sănătate a populației. În anul 2019, portofoliul Antibiotice a fost promovat la evenimente științifice organizate în parteneriat cu principalele societăți profesionale medicale. Totodată, au fost desfășurate acțiuni de promovare destinate profesioniștilor din domeniul sănătății, medici și farmaciști, care au avut ca scop creșterea notorietății brandului de companie, cât și a brandurilor de produse din portofoliile claselor antiinfecțioase, de uz sistemic, preparate dermatologice, sistem genito-urinar, sistem musculoscheletic și gama de suplimente alimentare Nutriensa. Cu toate acestea, alături de voi a fost Cosmin, ne reauzim mâine la ora 12 cu un nou material, așa că stați aproape și nu uita să distribui dacă îți place și să lași comentarii. Vă doresc un weekend cât mai plăcut, la revedere!